Înalta Curte, doamnelor și domnilor, a emis în urmă cu puțin timp mandatul de executare al pedepsei cu închisoarea pentru fostul ministru Darius Vâlcov. Acesta a fost condamnat astăzi la 6 ani de închisoare cu executare în celebrul dosar al tablourilor. Odată ce mandatul ajunge la poliția Olt, acesta ar urma să fie ridicat de poliție pentru a fi încarcerat. Dacă va fi acasă. Dacă nu va fi acasă, Mădălina Mihalache știe unde e. Mădălina Mihalache, așadar, realizator decisiv în direct cu noi. Mădălina, bună seara, ce informații ai? Bună seara, Ana, bun găsit, doamnelor și domnilor. Nu va fi găsit acasă Darius Vâlcov, pentru că din informațiile noastre se află în Italia. S-a stabilit la Milano în urmă cu câteva luni și acolo desfășoară chiar și afaceri. Deci cel mai probabil va fi emis un mandat de urmărire internațională pe numele lui Darius Vâlcov, fost ministru al finanțelor în guvernul Dăncilă, consilier al fostului premier Viorica Dăncilă. Va fi emis un mandat de urmărire internațională, asta după ce polițiștii vor constata că este de negăsit. Nu este singurul politician care a plecat în Italia, care a fugit în Italia înainte de a primi o sentință. În urmă cu doar câteva săptămâni același lucru îl făcea și Ionel Arsene, fost președinte al Consiliului Județean Neamț. De altfel, doi prieteni, pentru că cei doi, Ionel Arsene și Darius Vâlcov, erau cei mai fideli apropiați al lui Liviu Dragnea în momentul în care Liviu Dragnea conducea partidul Social Democrat. Darius Vâlcov a fost condamnat pentru că a primit 20% din valoarea contractelor pentru canalizare și apă, bani pe care i-a investit cei mai mulți dintre ei, peste 2 milioane de lei, în tablouri semnate de Tonița sau de Nicolae Grigorescu. Darius Vâlcov a fost un lider important al Partidului Social Democrat, a fost unul dintre apropiații lui Liviu Dragnea, a fost lider al PSD, era cel cu care se sfătuia Liviu Dragnea în toate deciziile politice pe care urma să le ia. Era în acea perioadă, în 2016, considerat eminența cenușie a Partidului Social Democrat, pentru că Darius Vâlcov a fost și cel care a făcut programul de guvernare al social-democraților în 2016, atunci când PSD a câștigat alegerile parlamentare cu cel mai mare scor din istoria partidului, 46%.